Părerea mea, că sunt arhitect de foarte mult timp. Holta. E inox, da? Nu mai are să caute chiuvetea de inox. Mă scoți! Dă-o în pula mea cu de ceramică. Fața de masă, la fel. O pui măcar să fie într-un contrast, o pui albă. Dă-o morții, mă, nu găsești altceva, pui albă. Peretele foarte bine, mi-a plăcut lucrarea extraordinară. Dar are un contrast în schimb. Îți vine unul altul în casă. Te faci de căcat, nu bolnăvești pe om. Îl muți, că nu e greu, dar dracu. Îl muți de aici, acolo. Îl pui, mă, 3 metri îl muți, nu-l muți mai mult. Întrerupătoarele, să fie la nivel. Că poate vine unul mai scund. Să chinui. Îl le pui pe aici. Oglinda nu are ce să caute când intri în casă. Păi ce faci, frate? Intră omul și direct să mai vede odată? Nu are ce să caute oglinda aici. Oglinda pe peretele ăla și aici lași peretele gol. Scaunele se excelente puse acolo. Acolo să nu umbli, nici la asta, nici la ăla. Ăsta îți umple spațiul ăla, că oricum era gol. Nu făcea nimic cu el. Pantofarul dispare de aici. Ceasul. Și cu lentul în front. Tău, pula mea. Îți mai un swatch, îți mai ceva, nu te făceai de rușine. Dar nu contează. Și ușa? Ușa o scoți. Dar termin lucrarea ce o scoți. Pentru că ușile știi cum sunt. Astea te mai decizi cu ele. Pe parcurs... Da. Gresia asta neapărat s-o scoți, Cătălin. Neapărat s-o scoți. Dă-o morții, mă, și măcar o pui neagră. Ține și cu jegul. Îți spun că ține, pentru că la tine e tranzit aici. Ai văzut, îți vine lume, îți pleacă lume. O scoți, pui alta neagră. Și ce să zic, aplicele neapărat scoase că niște porcării, zici că sunt becuri de studio. Și televizorul. Pă bune. Bă, nu zic să-l schimb. Bă, dar cu într-un suport de lemn morții, mă, zi, stă pe frigider. Păi zici că sunt incorporate de lemn morții, mă, zi. Ți-am zis, le neau să. Dacă te-ai lavabil aici, la să fie roșie, să fie cu blatul. Peretele verde, lași, nu te atingi de el. Și aici, la intrare, neapărat un covoraș. Că-ți vine curent afară.